să vedem. Începem lansarea de carte. Eu transmit și online și de aceea o să vedeți că mă uit când la voi, când aici. Pentru că sunt și oameni care nu pot să vină live și atunci îi ajutăm să se conecteze în felul ăsta. Ce vrea mai asta? Suntem, cred că la 6-a sau nu știu câta lansare deja. Am făcut-o pe prima la amfiteatru, chiar la domnul Robu, pe 22 decembrie. Atunci am lansat oficial cartea și pentru prima oară o printasem. Și apoi am început să mergem prin țară. După Revelionul l-am făcut acolo, sus, și apoi am primit o listă după Revelion de locuri unde trebuie să ajung. Și prin ghidare directă, așa am primit-o, pentru cei care se întreabă cum adică ai primit o listă. Nu. Și am început să mă pregătesc. Cu toate că, vedeți, e viscol, când am plecat de acasă la Bușteni era viscol ieri, la fel când am plecat la Iași era viscol, da, eu am plecat și am zis, lasă că mă duce Dumnezeu unde trebuie. Și când am mers spre Iași, mai aveam o lansare la Piatra Neamț, pe care am ocolit-o din cauza viscolului și a făcut-o domnul care a editat cartea, pentru că trebuie să mai și supraviețuiesc, să ajung și până la capăt. Dar spre Iași drumul a fost senzațional de frumos. Deci pe cât de urât era când am plecat și dacă aș fi cedat în fața temerilor legate de vreme, aș fi pierdut ocazia, inutil. Pe atât de frumos a fost pe drum, pentru că am trecut prin Ploiești, prin așa, și era ca și cum nici nu ningea, era ca și cum nici nu, cum se zice, nici nu e iarnă. Era o vreme extraordinară și în Iași a fost frumos. Deci, de multe ori, noi suntem chemați să facem anumite lucruri. Suntem ghidați sau simțim intuitiv sau fiecare cum simte așa și le evităm pentru că par dificile sau ne spune mintea că este imposibil, este greu, este neproductiv, nu câștigi cât investești sau ceva, dar în realitate există un plan mai mare decât noi, care de obicei iese mai bine decât putem noi să ne gândim și dacă pornești la drum, toate se așează. Și domnul Robu zicea când a venit la Iași că a avusese un eveniment, cu o seară înainte zicea, ia uite că eu toată ziua ieri mă gândeam că unde să mă duc eu, tot drumul ăla, ce-mi trebuie mie să fac atâția kilometri, pentru ce să mă duc acolo. Este cineva care a avut îndoieli că nu vroia să vină aici, că de asta cred că vorbesc. Da. Da, da. Nu, era toată lumea hotărâtă. Cine știe. Poate pe online. În orice caz, da, s-a pregătit și a plecat de acasă și când a ajuns a fost foarte bucuros, că toată lumea l-a așteptat cu inima deschisă, cu bucurie, cu așa, foarte mult entuziasm. Așa și cu lansarea asta, când am plecat spre Sibiu și Mediaș, la fel, viscol și urât, acolo am ajuns pe vreme bună, când am plecat spre Cluj, a viscolit exact când să ajung aici, dar tot am ajuns cu bine, să vedem ce ne mai rezervă zilele următoare. Eu sunt obișnuită cu stilul ăsta de a funcționa, de ani de zile mi se spune kamikaze, într-un fel, pentru că am mers numai pe voia lui Dumnezeu și fără să calculez multe în viața mea, chiar dacă nu aveau sens deciziile care cumva intuitiv le simțeam că trebuie făcute, întotdeauna s-au demonstrat a fi sănătoase și utile. La 17 ani am avut prima experiență ca vegetarian și am rămas așa mult timp, lucru cu care nimeni nu era de acord. După aceea am avut tot în adolescență alte experiențe spirituale, iar la 27 de ani, când mă simțeam rău pentru că uitasem de spiritualitatea mea, fusesem în corporate și nu mai eram foarte aliniată, am reluat activitatea spirituală și am renunțat, la 28-29, am renunțat la compania pe care o aveam și o conduceam și m-am mutat la Iași ca să încep activitatea asta spirituală. Deci, de atunci am scris
8 cărți, am avut conferințe în toată lumea, am făcut terapii în toată lumea, am colaborat și colaborez cu organizații mari de mii de persoane care se ocupă de spiritualitate. Unii dintre ei au construit 25.000 de piramide pentru meditație, pentru globul, alții au făcut evenimente cu milioane de oameni pentru a crește vibrația planetei, adică meditații globale și alte lucruri. Am colaborat, adică s-au împărțit scena cu Deepak Chopra, cu Deva Premal Chimiten, cu Muji, cu alții pe care poate nu îi cunoașteți din tradiția meridiană, Chief Phil Lane și alții. Am fost în evenimente la care au participat și ei, la fel cu Greg Braden, cu Nassim Haramein, cu Joe Dispenza. Suntem o echipă cu toții. Și tot timpul eu am plecat la drum, fără să știu ce e la capătul drumului, dar simțeam că aia este direcția și când am mers în afara țării în aceste conferințe pe care le aveam, unde nu știam ce mă așteaptă, în zone noi, cu oameni noi, am făcut un festival în India cu oameni care se hrănesc cu lumină și l-am creat exact la începutul pandemiei, când toată lumea a început să nu mai călătorească și începuseră să aibă temeri. Eu m-am dus în India și l-am făcut și m-am întâlnit acolo cu oameni extraordinari, între care unul care se hrănea cu lumină de 75 de ani, că probabil ați văzut. Deci toate activitățile astea, toate au fost ghidate de Spirit, de Univers, de Dumnezeu și de multe ori era foarte provocator. Când am început călătoria asta cu jobul ăsta spiritual, să-i spunem, am început de la sub zero. Eu obișnuită în management și în corporate și în succes și bani mulți, nu știam cum să manageriez o astfel de chestiune și cum trebuie ea, cum trebuie pus problema, ce trebuie făcut. Eram într-un oraș nou, cu oameni noi, pe care nu-i cunoșteam, cu o activitate complet nouă și așa am mers că dacă la început a fost greu, după aceea ușor, ușor a început să fie, să aibă sens lucrurile. Și chiar și în lansarea asta de carte, că vorbeam cu domnul Robu, zicea că trebuie să fie 100 de persoane și eu spuneam, eu dacă doi se adună vin, pentru că nu știu care din ei doi s-ar putea să aibă nevoie crucială de această informație, pe care dacă le-o transmiți la timp, se poate să le schimbe viața. Și restul se reglează din mers, nu e niciun problem. Da. Cam asta despre mine, așa, în mare. În ultima vreme m-ați văzut că am avut multe emisiuni pe tema acestei cărți, dar de-a lungul timpului am participat la multe talk show-uri și emisiuni și așa mai departe, încercând să explic în termeni cât mai simpli ce înseamnă să fii unit cu sursa. Că, de fapt, despre asta e activitatea mea și cartea din fața voastră, tot pe această temă, discută. Și m-am bucurat când am găsit-o, pentru că în ea am găsit mesajele pe care eu le transmiteam în cursuri de ani de zile. Practic, aproape cuvânt cu cuvânt, sunt unele dintre ele și exemplele care sunt date în carte, unele le găsiți de la A la Z în cursurile mele. Ea vorbește foarte mult despre nutriție și purificarea corpului fizic. Asta e una dintre bazele pentru evoluție, mai ales acum. Vorbește despre monitorizarea și armonizarea minții și vorbește despre armonizarea relațiilor și controlul și gestionarea corectă a energiei sexuale, care este vitală pentru a avea viață în noi. De fapt, cu ea se creează viața. Aceste trei paliere eu le-am abordat și susținut de-a lungul vremii în toate cursurile și retreat-urile mele și în terapii și în cărți și peste tot o să le regăsiți. Deci, practic, facem parte din aceeași echipă, eu și cei care sunt aici în carte. Practic, mesajele din carte vin de la ființe de lumină, din 49 de civilizații care alcătuiesc 19 echipe care supervizează România și o ajută. 19 echipe de ființe de lumină în 95-96 sau 94. Dar acum, probabil și mai multe, pentru că s-au stabilit niște contacte cosmice și mai frumoase pe această zonă și s-au stabilit noi moduri de funcționare la nivel intergalactic, adică nu mai este permis să colaborăm cu ființe care nu colaborează din iubire sau care ne păcălesc.
Începând cu 12-12 anul trecut s-a schimbat această lege la nivel cosmic, că nu mai este posibil să colaborăm la nivel de planetă cu ființe care nu sunt în iubire și nu colaborează în iubire. Pentru că pe planetă au existat colaborări cu ființe care nu ne-au avantajat și au fost țări care au întreținut astfel de contracte pentru mult timp și cei care au făcut regresii, mai ales Dolores Cannon în activitatea ei și mai este cineva în America, se numește Mary Rodwell, tot așa, a cărei activitate e bazată pe hipnoterapie și regresii și nu degeaba de aceea vin mulți oameni de la regresii la noi, la anunțare, pentru că acești oameni au constatat că sunt ființe multe de pe Pământ care colaborează cu energii intra- și extraterestre care sunt, unii sunt benefici și unii nu sunt benefici. Pe unii au păcălit, pe unii au ajutat. Alții și-au pierdut viața sau timpul, alții au câștigat foarte multă energie și au învățat despre tehnologie. Deci cam așa a fost până acum pe planetă. Și sunt mărturii. Activitatea lui Mary Rodwell s-a axat foarte mult și pe copii, care aveau, îi luau pe o navă, îi duceau în diverse zone și îi învățau anumite lucruri la un nivel mult mai avansat decât cele de pe planeta noastră. Și apoi ei se întorceau dimineața și trebuiau să plece la școală, unde spuneau că se plictisesc pentru că școala noastră e mult mai plictisitoare decât ce învață ei. Și partea interesantă este că Mary Rodwell a făcut studii și cercetări și a pus împreună rezultatele acestor ședințe, astfel încât a observat că sunt mulți copii din multe zone ale lumii care n-au nicio legătură unii cu alții, deci n-au vorbit între ei, voi hai să spunem aceleași povești, și au constatat că ei povestesc cu aceleași detalii, aceleași lucruri, inclusiv despre școlile în care merg, despre tehnologiile despre care învață, despre tehnicile de vindecare despre care învață și multe, multe alte lucruri. Apoi s-a mers și mai profund cu aceste cercetări. Eu am avut un interviu cu Mary Rodwell pentru un summit pe care îl fac din 2017, se cheamă Summitul de Conștiință Pranică sau Pranic Consciousness Summit și am intervievat mulți specialiști care au experiență în domeniul holistic, mai ales în hrănire cu lumină sau contact intergalactic. Pe ea am intervievat-o pentru chestiunea asta cu contactul intergalactic și mai ales cu copiii intergalactici, cum îi numesc eu, și am constatat că ea are o pregătire într-adevăr foarte avansată, participă și la summituri internaționale care se ocupă de ufologie, de contact cosmic și așa mai departe. Și ea a mers mai departe cu cercetările astea, observând în regresii copiii spun povești similare despre tehnologii similare și așa mai departe, au mers și au făcut cercetări pe ADN-ul copiilor și au constatat că unii dintre ei aveau ADN non-uman, adică hibrid. Adică nu suntem 100% umani niciunul dintre noi, toți avem o combinație de specii și de experiențe, dar copiii ăia efectiv erau altă specie, ca să zic așa, și se constată că din ce în ce mai mulți vin acum pe planetă cu caracteristici similare. De aceea a existat un boom în ultimii 10, 15 sau mai mulți ani de copii care sunt etichetați în mod greșit ca fiind bolnavi pentru că nu se potrivesc și nu sunt la fel cu aceștia care au fost pe Pământ până acum, cu generațiile noastre și cele dinaintea noastră și așa. Ei sunt diferiți. Văd lucrurile diferit, se comportă diferit, discută diferit, unii nu discută, au alte sisteme de comunicare decât cele verbale și de aceea se numesc autiști, dar nu sunt autiști, sunt telepați. ADHD, iarăși, și cineva cu ADHD, un adult cu ADHD, a reinventat această terminologie și literele le-a pus pentru alte cuvinte. Always dialed into higher dimensions. Adică tot timpul acordat pe dimensiuni mai înalte. Înseamnă ADHD. În loc de ce semnificau literele inițial, el a schimbat asta într-un mod pozitiv ca să ne facă pe toți conștienți că nu este o boală, ci este o conectare cu dimensiuni mai înalte, în care ai percepții diferite decât cele umane și în care poți să vezi lucrurile diferit și de aceea ai alt mod de comunicare și de percepere a informației și chiar de transmitere a informației. De aceea pentru ei majoritatea lucrurilor de pe planetă sunt anacronice sau distorsionate sau plictisitoare, pentru că vin din sisteme mult mai avansate,
cu reguli de funcționare diferite și mai evoluate și cu sisteme de comunicare și de comuniune diferite și mai evoluate. Comunicarea și comuniunea la ei se bazează pe iubire, pe când la noi este bazată preponderent pe control și haos. De aceea ei reacționează agresiv, se agită, sunt copleșiți de emoțiile celor din jur și așa mai departe. Nu reușesc să se încadreze pentru că nu sunt veniți aici să se adapteze, ci sunt veniți aici să schimbe lucruri. Deci nu ai de ce să încerci să-i conformezi, iar medicația pe care oamenii le-o dau face ravagii, pentru că în realitate ei nu au venit să se conformeze și să stea cu minți, au venit să ne spună chestii care să ne facă pe noi să ne băgăm mințile în cap. Să știți că acum transmit prin channeling și uneori o să vedeți că o să fie rime sau ceva. Este diferit de ceea ce oamenii percep în privința acestor etichete și chiar am participat în mod intenționat la niște cursuri de lucru cu copii cu ADD și ADHD pentru a îi cunoaște pe acești copii mai îndeaproape. Nu am intenționat la vremea respectivă să termin cursul sau să progresez în domeniu, deși poate ar fi fost interesant, dar aveam cu totul altceva de făcut. Dar am urmat câteva module până m-am plictisit, pentru că, sincer, era foarte plictisitor și am constatat că oamenii nu au idee cum să colaboreze cu acești copii. Bun, ei fac niște lucruri bune și nu că se creează progrese și am toată compasiunea și pentru copiii, și pentru părinții, și pentru adulții care încearcă să gestioneze în școli și în alte instituții această situație. Dar sunt departe de a cunoaște cauzele și metodele de lucru. Pur și simplu nu, până nu ai o vedere holistică a ceea ce percepe și simte copilul respectiv, nu ai cum să-l ajuți. Sau să te ajute el pe tine, că de fapt de aia a venit. Era o fetiță care avea atât de mare parte din atenția ei orientată spre alte dimensiuni, încât, bineînțeles, că atenția ei nu se focaliza pe adulții din fața ei, pentru că ea, în timpul în care adultul îi vorbea, percepea 100.000 de alte lucruri. Și era efectiv, deci nu, nici privirea nu i se focaliza, dar uite să mai și interacționeze sau răspundă. Și au încercat profesorul de la curs, părinții ei și ceilalți din jur care făceau exerciții, au încercat să o facă să se stabilizeze cu atenția aici. În momentul în care am venit în fața ei, am perceput ce se întâmpla și unde ea era conectată. Și era conectată efectiv cu niște ființe de lumină care aveau un anume limbaj. M-am conectat cu acele ființe și am vorbit în limbajul lor. În secunda 2, toată atenția ei a venit spre mine. Deci nu și-a mai plimbat ochii pe sus, nu s-a mai... Efectiv se uita ca și cum tu ești aici, dar nu existi. Și ea era așa, înainte. Și așa. Și te ocolea ca și cum... Deci nu ești acolo, nu existi. Talk to the hand. În momentul în care am vorbit în limba ființelor cu care ea era conectată, ea a fost full in. Și am captat toată atenția și poți să faci tranziția vorbind o parte în limba aia, o parte în limba umană, o parte și astfel îi traduci sau îi faci o punte între dimensiuni. Ea avea nevoie de o punte între dimensiuni pentru a se branșa aici. Și nu i-o făcea nimeni, pentru că nimeni nu era și acolo și aici în același timp. În timp ce vorbesc cu voi, mă gândesc foarte serios dacă n-ar trebui să reîncep lucrul cu copiii de acest gen. Mă rog, asta e o altă transmisie. Dar vă spun, a fost un impact extraordinar. Nu am continuat demersul respectiv, pentru că atunci și plecam foarte mult prin lume, dar m-a interesat să văd, măi, care este modul de lucru, de fapt. Și modul de lucru nu este să-i aducem pe ei și să-i stabilizăm în dimensiunea noastră, mă rog, a oamenilor, ci este să ne ducem noi să percepem dimensiunea în care ei sunt, pentru că asta au venit să ne arate, și să învățăm ce este acolo, cum funcționează lucrurile, cum comunică ei, să începem și noi să comunicăm așa, pentru că e mult mai avansat și evoluat și așa mai departe. Iar în carte se spune că în viitor, adică în alt timp, noi vom comunica diferit, vom folosi gura pentru, nu vom mai folosi pentru a vorbi sau pentru a mânca, transmisiile vor fi telepatice sau energetice, așa cum când stai în câmpul cuiva, poți percepe cum se simte sau ce emană, și aia e o transmisie energetică, și multe alte lucruri. Filmele nu vor mai fi așa cum le vedem noi în 2D sau 3D, ci va fi o imersie efectiv în lumea filmului respectiv, iar filmele nu vor fi create pentru a speria sau teroriza sau crea realități fictive paralele, ci pentru a crea anumite emoții.
și a înălțat starea noastră interioară cu emoții superioare. Observați că filmele din prezent fac exact opusul, dar pentru a înălța starea noastră interioară cu emoții superioare care se înalțe nivelul nostru de vibrație. Ăsta va fi rolul transmisiilor pe care noi acum le numim film. La fel, tehnologia noastră, asta vă pot spune din experiența pe care o am eu în alte civilizații cu alte tehnologii, tehnologia noastră va funcționa diferit, va fi operată exclusiv mental sau energetic, fără a folosi corpul fizic pentru volan, frână, nu știu ce. Dar asta se va putea rezolva și implementa doar când noi vom avea un control perfect asupra minții. Pentru că dacă tu te gândești la Cluj, dar vrei să ajungi la Iași, vehiculul tău va merge în direcția în care gândești, nu în direcția în care vrei să ajungi. Și la fel e și cu manifestarea acum pe planetă. Sunt oameni care vor să manifeste, da? Și vor să învețe să manifeste, dar dacă nu-și controlează mintea și emoțiile, ceea ce ei vor să manifeste este exact la polul opus de locul în care ei se gândesc sau au în subconștient amprentări, știți? Oamenii care nu manifestă lucrurile pe care le vor sau manifestă exact opusul de ce vor, este pentru că au amprentări în subconștient și asta constă la terapie și la coaching, au amprentări și în subconștient bazate exact pe frica de ceea ce își doresc, exact pe respingerea ceea ce își doresc sau pe alte lucruri care sunt în opoziție cu ceea ce își doresc și bineînțeles că de aia nu manifestă ceea ce își doresc. Atunci când dăm la o parte acele frici, acele amprentări și acele programări, abia atunci omul poate manifesta instantaneu ceea ce își dorește. De aceea e necesară o coerență între intenție, gând și emoție și bineînțeles acțiune pentru a manifesta. La fel și vehiculele noastre pe care le vom avea vor necesita o coerență perfectă între direcția în care vrei să ajungi și gândul în care îți îndrepți, și direcția în care îți îndrepți gândul. Atunci vom avea genul ăsta de tehnologie în care vom fi liberi de a mai folosi corpul nostru pentru a opera mașinăriile noastre. Și la fel, nu ne mai vom folosi corpul fizic pentru muncă, ni se spune în carte, ci va fi el va fi pentru relaxare, pentru sport, pentru ce mai este plăcut pe lumea asta, iar munca o vor face tehnologiile noastre. Deci, pentru că omul este făcut să fie creator, nu muncitor. Adică noi nu suntem niște executanți și probabil mulți ați aflat poate din alte surse, a existat pe planetă tipuri de programare și implementare în care civilizații, așa cum am spus, care nu sunt tocmai benefice, au intenționat să folosească oamenii pentru muncă. Și au creat ca o subspecie, să zicem, sau ca o așa, care nu sunt foarte, foarte conectați și care efectiv doar muncesc. Ei nu pot să se gândească să facă altceva, nu pot să aspire la altceva, nu pot să creeze și s-a încercat ulterior ca toată umanitatea să fie trasă în acea zonă. De muncă și atât, de alergătură și atât, de prins în jocul uman 100% și atât, ca tu să-ți ucizi sau să-ți anihilezi complet energia și forța creativă. Dar motivul pe care Dumnezeu ne-a creat în realitate este pentru a crea și noi la rândul nostru. De, când s-a zis că suntem după tipul și asemănarea lui Dumnezeu, nu se referea că o să arătăm tot, că Dumnezeu are 2000 de obicioare sau că noi o să arătăm toți la un dat ca un bătrân cu barbă. S-a referit la aptitudinea noastră creatoare și capacitatea de a crea și a co-crea. Și asta se spune și aici, că noi trebuie să ne reamintim, să ne reamintim capacitățile noastre originare și să ne bazăm pe ele, nu pe ceea ce am fost păcăliți să facem până acum. Pentru că devine jenant, devine plictisitor. Da, cam asta e povestea introductivă. Pur și simplu am deschis gura și a venit un val așa de informație. Nu mă așteptam să vă vorbesc despre copii, dar are cineva copii care au avut probleme sau a lucrat cineva cu copii? Lucrez, sunt și educatoare și am copii. A, uite, pentru tine vorbeam cu copiii cu autism și ADHD. Da, deci nu niciun caz să nu fie tratată sau considerată ca o boală. Niciun caz să nu ne raportăm la ei ca la ființe care sunt deficitare. Noi suntem deficitari dacă nu înțelegem ceea ce ei sunt. Asta e mesajul și al lor și cosmic. Da.
Cred că e momentul să ne uităm unde am deschis. Noi facem workshop-ul ăsta de obicei în două etape, sau chiar trei. Prima este efectiv povestea despre carte și alte povești care mai vin prin channeling. A doua este că discutăm pe mesajele din carte pe care le-ați primit și se creează așa o sinergie în grup pentru că ele se completează între ele. Și a treia parte este opțională și este pe bază de donație și pleacă de la 250 de lei. Este un workshop în care, o sesiune în care facem o meditație, un exercițiu profund de curățare și armonizare energetică. Pentru la tot pe revolut poți să pui, dacă faci tot într-o sumă. No, și acolo ne conectăm și cu ființele de lumină care ne susțin, ne conectăm cu Dumnezeu, ne conectăm la cea mai pură energie și o trecem prin toate celulele și sistemele noastre pentru a ne upgrada ADN-ul și sistemul fizic și energetic. Deci asta este partea ultimă a întâlnirii de azi. Și cei din online care vor să participe la oricare dintre ele și nu s-au înscris încă, puteți să spuneți da și vă includem și puteți face donația ulterior. Așa că dacă vreți, puteți să începeți să-mi spuneți de unde și cum ați deschis fiecare și ce v-a chemat acolo, ce vi s-a părut ca fiind în rezonanță cu voi. Eu am deschis exact pe subiectul pe care vă vorbeam. Haideți că vă citesc până vă hotărâți care cum. Am deschis exact pe subiectul pe care v-am vorbit acum, ultima frază. Spun așa ei, ei vorbesc despre o metodă foarte importantă de armonizare a minții, care este metoda jurnalului. Și în felul ăsta îți și observi gândurile, ți le și sintetizezi, ți le clarifici și ți le chiar o să le upgradezi dacă schimbi cuvintele. Și ei explică așa, că jurnalul vă scoate din generalitate și totodată în procesul de individualizare vă poate oferi accesul la băncile de date universale, la documentul akashic și la experiențe, la informații stocate în diferite nivele de vibrație, pe care le voți putea atinge în răbdarea și munca voastră. Căci nu pot exista întrebări fără răspuns atunci când le căutați în lumea voastră interioară. În intimitate, în acea vibrație sacră, în propriul altar în care scrieți, meditați, continuați această muncă a voastră cu voi înșivă, permanent merită să vă îmbogățească și să vă ducă mai departe. Dacă orizontul fizic pare limitat, apropo de manifestare, că de asta am vorbit, orizonturile lumii mentale, ale imaginației, nu pot avea limite. Imaginația fiind, de altfel, primul pas în continuarea creației. Exact ce am spus. Cel care va avea înțelepciunea și răbdarea de a menține armonia între imaginația sa, planul său de creație și manifestarea sa fizică, adică acea coerență despre care v-am vorbit acum câteva minute, acela va reuși să aducă în înfăptuire noi pași, noi manifestări ale evoluției, cuprinzând un sens dinamic și sincer, posibil pentru oricine, oriunde, oricând. Ceea ce se întâmplă astăzi, când majoritatea oamenilor, după o luptă acerbă pentru a ajunge pe un anumit podium social, continuă o luptă pentru menținerea sa, duce la repetarea unor scenarii care de mult nu mai sunt valabile, fiind în virtutea unor elemente care o limitează și la repetarea unor manifestări în care, datorită situației de supraviețuire în care se află, de permanentă alergătură după elementele unor scenarii care de mult mai sunt valabile, în virtutea unor concepte care o limitează, ea face față doar în sensul că nu se plictisește de repetarea mecanică prin înlocuirea plictiselii cu o degradare, o devitalizare, o stare de amorțeală, anestezie și așa mai departe. În afară de acestea, intervine și curentul social în care factorul figurativ este predominant foarte mult căutând o liniștire sau o autoliniștire în starea de copiere a anumite situații. Adică, exact ce spuneam, pe planetă am fost la început educați să ne învârtim pe o roată de șoricei și să continuăm, să perpetuăm aceleași activități, aceleași moduri de viață, aceleași moduri de funcționare, care nu ni se mai potrivesc, cum am spus, noi nu mai suntem creați toți, unii, da, unii nu.
să muncim neapărat muncă fizică brută, ea poate fi făcută acum de diverse utilaje pe care le avem, ați văzut că a evoluat foarte mult. Practic am învățat să ne prelungim corpurile în diverse utilaje mai mari decât noi, care pot muta lucruri, pot săpa, pot face înainte săpau, nu știu, 10 sau 50 de oameni sau la o groapă. Acum e un singur excavator și din două mișcări ai scos de acolo tot pământul. Ei, asta este un semn al evoluției conștiinței și al controlului asupra materiei. Cu cât ai mai mult control asupra minții tale, cu atât ai mai mult control asupra materiei și cu atât îți folosești mai puțin corpul fizic pentru asta. Și poți ajunge până la teleportare, telechinezie, manifestare instantanee sau așa mai departe, atunci când te focalizezi. Simplu. De-aia nu mai este necesar acum să mai cărăm lucrurile cu căruța, ci le cărăm cu trenul marfar. Am evoluat, punem mai mult și... Deci pentru că a evoluat conștiința noastră. La fel și în comunicare, nu mai stăm să trimitem o scrisoare cu Melcu, ci am trimis un mesaj instant și cel de la cealalt capăt al firului a recepționat. De ce? Pentru că și capacitatea noastră de transmisie a informației la nivel mental este mult mai rapidă, de aceea acum apar foarte frecvent fenomene de telepatie sau te sună cineva și spui tocmai mă gândeam la tine și așa mai departe, pentru că a noastră conștiință s-a upgradat foarte mult. Și tehnologia sau viața noastră de zi cu zi o reflectă. Cu toate astea nu am ajuns nici pe departe la nivelul la care putem fi și mai avem de învățat. Dar oricum, asta spun și ei, că atunci când ne controlăm mintea, începem să controlăm și materia și viața noastră. Cine ce-a mai găsit interesant? Eu am văzut ce-am găsit eu. E foarte interesant că e orgoliu și teamă. Zi tare să te audă și cei de acasă. Orgoliu și teamă, nu fac ca să pună pe evoluția, ci din contră, ele fac parte din acele forme mentale care vă obligă să vă întoarceți acasă. Dacă atât din voi și vă, de fapt. Dar cine ne-a creat dacă nu tot voi? V-ați obișnuit să vă supuneți propriilor creații. Cedând, în schimb, curajul de a continua creația, a devenit ciudat într-un fel să ceri unei ființe, să fie ea însăși atunci cum este, dar preferă să ignore acest lucru, să se ascundă după atribute, după concepte, după teritorii și depozite de materie, alergând dintr-un loc în altul, doar o a reușit să se păcălească pe ea însăși de fapt. Da, la tot ceea ce este material. Și foarte multă lume observ că nu se simte suficient de bună. Apropo de orgoliu combinat cu teamă, dă sentimentul de inadecvare sau că nu ești suficient de bună, not good enough. Și acolo oamenii, oricât de buni ar fi și unii sunt strălucitori sau geniali, aleargă în continuare după diplome și după realizări în plan social. Și eu am un perete întreg de diplome, deci nu sunt în măsură să vorbesc, dar l-am acumulat pe vremea când chiar trebuia să învăț lucruri. Pentru că trebuia să ies din situația în care eram și să trec într-un nou nivel de vibrație și toate lucrurile alea eu le făceam pentru mine, pentru a învăța. Faptul că îmi dădeau și o diplomă la sfârșit nu mă încânta cu nimic, dar era rezultatul muncii mele. Nu le folosesc nici acum, în schimb folosesc experiența dobândită în acele întâlniri sau cursuri. În realitate, cea mai importantă cunoaștere este cea pe care o primești direct de la sursă. Practic, am fost învățată să uit tot ce am învățat și să mă bazez 100% pe ghidarea divină, astfel încât atunci când un om vine în fața mea, nu îl etichetez cu toate etichetele pe care le-am învățat la cursurile mele holistice sau psihologice, ci îl ascult cu sufletul pentru a vedea ce spune sufletul lui, dincolo de etichete și detalii științifice sau holistice. Și atunci poți descoperi lucruri mult mai profunde, cum am zis, care unele provin din alte vieți, poți să simți alte existențe sau chiar contacte cu alte ființe sau cu alte sisteme galactice pe care persoana le are și poți să vezi mult mai bine cauzele pentru din care el se confruntă cu ceea ce se confruntă sau motivele din care el este așa cum este. Și e un alt nivel de înțelegere.
Cătălina, bine ai venit. Uite, am văzut că ești pe Facebook. Să știi că pe Facebook închidem transmisia în curând. Dacă vrei să participi la tot chestia, inclusiv cu meditația de la final, spune-mi da în comentarii ca să-ți trimit link-ul pentru tot workshop-ul. Și bine ai venit. Chiar mă întrebam dacă vii azi. Așa, cineva de pe online. Bun. Cătălina Naum, la tine mă refer. Așa. Cine mai citește? Ce ați mai văzut? Acest proces de trecere de la obișnuință de a acționa senzorial înaintea mentalului. Deci de a crede în ideile voastre numai când le și puteți atinge. Face mult mai dificil realizarea lor. Revenirea la forța mentală necesită un proces în care obișnuință trebuie înlocuită cu alta. Deci cea a acțiunii senzoriale cu cea a puterii cuvântului. Prin asta nu trebuie înțeles că veți renunța la fizic. Acesta va deveni și mai perfect, și mai minunat. Și într-adevăr, nemuritor, etern, un adevărat templu în care divinitatea pe care o reprezentați, fiecare poate predica. Exact ce am vorbit mai devreme. Nu vom renunța la corpul fizic sau la dimensiunea fizică în total, dar vom folosi pentru alte lucruri și mai inteligent. Da, acum îți trimit, Cătălina. Vom folosi pentru alte lucruri și mult mai inteligent corpul nostru și toate aptitudinile noastre. Deci asta spune. Dar cumva, parcă am citit unde ați deschis fiecare și am vorbit despre ele și acum voi mi le citiți din nou. E foarte drăguț, mulțumesc. Da. Da, și uite, fiecare rezona cu o anumită parte din acest discurs. Așa. Da, drăguț. Cine mai vrea să mai spună? România se va construi un canal care va uni Marea Neagră cu Dunăre, care va funcționa normal. Precum și un alt canal care va uni Dunărea cu marele orașele construite al Bucureștiului. Un pic de dezvăluire. Ce înseamnă? Deci în România se va construi un canal care va uni Marea Neagră cu Dunărea și încă un canal care va uni Bucureștiul cu Marea Neagră? Care va uni Dunărea cu marele oraș reconstruit al Bucureștiului. Arcazami, da. Păi, Marea Neagră și Dunărea sunt foarte importante din punct de vedere energetic pentru România. Și interesant este că rudele mele sunt paznicii, cumva, acestor locuri. Adică, una dintre femeile din familia mea locuia la un capăt al Dunării și cealaltă la celălalt capăt al Dunării. Și ele aveau locul efectiv de a susține rolul, de a susține energia pentru acest flux energetic. Că el nu este doar un fluviu, e un flux energetic. Și nu întâmplător, înainte să pornesc săptămâna asta în tur, am făcut un schimb de fotografii. Eu eram la Dunăre, la Galați, că și la Galați trebuia să fie avut o lansare, dar am schimbat un pic, am lucrat doar energetic cu orașul, că am vrut să mai ieși tac din gură. Și eu eram la Dunăre și cineva era la Marea Neagră. Și când să plec din oraș, am făcut acest schimb de fotografii, dar noi, în realitate, fiecare suntem păzitori de porți, și eu și acea persoană. Și când am făcut schimbul de fotografii, și acum am explic ce rost avea, pentru că nu neapărat, am simțit că trebuia să fac un contact sau o punte între cele două zone și între cele două ape, e iată acum vedem că chiar trebuie să se facă o punte fizică între ele. Și are sens, pentru că ele sunt într-adevăr conectate energetic, și au rolul de a ne susține foarte mult. Pentru că apa nu este doar un lichid. Este o entitate. Fiecare apă are un spirit care o guvernează. În general, în apă și sub apă sunt portaluri. În general, sub apele mari importante sunt chiar civilizații, unele din sediile foștilor atlanți sau actualilor atlanți sunt sub ape. De exemplu, când treceam prin Veneția, vedeam foarte multe ființe sub apă, ființe
similare ca astfel cu noi, dar care fac parte dintr-o civilizație mai avansată și care acolo și au sediul. Și sunt multe ave pe planetă unde s-a constatat și mi s-a arătat așa, că apa este și un conductor, adică o punte între dimensiunile fizice și non-fizice, sau o poartă spre, nu neapărat Shambhala, spre alte dimensiuni. Și mi s-a arătat că în plan fizic noi aveam apa, de exemplu acolo în Veneția, aveam apa și era un câmp de, un cor de apă mare, ce apă e acolo, da? Și în paralel, în același loc, pentru că planeta noastră e multidimensională, ea nu are o singură lume cu o singură funcție, da? Nu suntem doar noi aici. În dimensiunea a treia sunt oamenii și unele ființe venite să înalțe vibrația oamenilor, dar mai sunt în paralel în alte dimensiuni și alte ființe. De aceea sub pământ sau în interiorul pământului, dar nu neapărat sub. Pentru că nu sunt poziționate sub noi, ci în paralel cu noi, dacă pot să vă definesc acest concept. Da? Sunt multe specii mult mai avansate care își duc viețile acolo. La fel sub apă, în zona unde este apă, dar nu sub, ci în paralel cu, sau în același loc, ca să zic așa, sunt ființe de specii avansate care și-au orașele acolo. Când mă duc la peștera Ialomicioarei, la zona aceea, cu munții Bucegi, văd în plan fizic peștera și oamenii care se plimbă prin peșteră, dar tot prin peșteră, în același loc, într-o zonă, într-o dimensiune diferită, într-o zonă de vibrație diferită, se plimbă ființe dintr-o civilizație mult mai avansată, care au tehnologii mult mai avansate, care au efectiv acolo un oraș cu tot felul de piste de astea, cu piste energetice, cu vehicule care circulă așa, ca pe o spirală și se duc. Da, deci ele sunt în același plan, în același timp, ca să zic așa, dar sunt, tu vezi cu ochiul fizic ceva și în paralel există și altceva. Când am fost în India și duc oamenii în India la un templu foarte special, care nu face parte din circuitele templelor, circuitele oficiale unde se duce toată lumea, toată lumea se duce la anumite locuri, eu îi duc pe oameni cu totul al loc unde știu eu ce este acolo. Și este un templu care efectiv a fost construit de o specie avansată. Nu are cum să fie construit de oameni, pentru că efectiv în inima unui munte s-a înlăturat piatra, deci ca și cum cineva a venit cu o matriță, a pus-o și a luat-o și a ieșit templul. Și templul este perfect construit în corpul muntelui. Ca și cum ar fi extras toată piatra din jurul templului și a rămas templul, știi? Și este extraordinar, este filigranat, este extrem de meticulos lucrat, toate sculpturile, toate decorațiunile, nimeni niciodată în ultimii 500, 1000, 2000 de ani, nici acum, n-ar avut tehnologia de a face o chestie de aia. Este exact cum ai venit cu o ștanță pe o plastilină. Ai pus ștanța, a ieșit și a rămas plastilina în forma în care ai vrut-o să fie. Așa au făcut ei chestia aia. Și sunt multe temple așa, de-a lungul Indiei și ancora bat la, în Cambodgia și altele, care sunt efectiv ștanțate acolo, de civilizații avansate. Iar ce am văzut când mă plimbam printre, practic printre pereții muntelui, el este, pereții lui sunt pereții muntelui în realitate și în mijloc sunt niște sculpturi și niște peșteri. Dar pereții lui sunt pereții muntelui. E foarte interesant. Și am văzut că în paralel, în mijlocul muntelui acolo, este o civilizație care este luminată și rănită de un soare central al lor, diferit de soarele nostru. Deci ei au un corp de care emite o lumină extraordinară, care e extrem de potentă și hrănitoare, care oferă și căldură și energie nutrițională și tot ce trebuie. Și ei locuiesc acolo. Acolo este viața lor. Și la fel sub Sfinx, în civilizație unde am fost transportată de multe ori și m-au luat acolo și fac parte din, mă rog, din aceea fac parte și eu. Și mă iau și mă duc înapoi, mă rog, în planeteric. Și am găsit info, pentru că pe vremea aia n-aveam mintea suficient de clară ca să înțeleg tot ce primesc în plan subtil, dar am găsit în cărțile lui Radu Cinamar detalii despre civilizația respectivă și cum trăiesc și ce,
Și am plâns toată cartea la un cap la altul, pentru că era familia mea și obiceiurile cu care eu eram obișnuită, după care am mai găsit informații și în cărțile Telos, scrise de Aurelia Louise Jones, în America, la Muntele Shasta, care este tot o bază subterană a unei civilizații avansate și au acolo temple și de toate. Și tot așa povestesc ce fel de viață au ei și ce fel de relații au ei și ce fel de tehnologii. Și suntem la genul că este necesar să se facă aceste canale între aceste ape, pentru că astfel se va transmite mai ușor și energia și, practic, și noi ne vom mișca mai ușor între aceste baze ale acestor civilizații care sunt în corpurile apelor respective. Iar în munți avem de asemenea baze subterane și domnul Robu povestea, ați auzit la conferințele anterioare, că la el era mereu spectacol, pentru că este într-un loc care are la 360 de grade munți în jur, de aia se cheamă anfiteatru. Ești în mijloc și în jur ai munți, ca un anfiteatru. Și vedea el, și eu am văzut de multe ori, nave deasupra munților, dar mai vedea și că ies și intră din anumite zone ale munților. Chiar și nu înțelegea, băi, de unde se duc ăștia și cine sunt? Vin și fură wolfram sau aur din munți sau locuiesc acolo sau care-i treaba cu ei? Nu știa exact și nu reușise să intre în contact cu ei exact, să afle ce se întâmplă. L-au luat odată pe sus și l-au întors așa prin aer, după care l-au pus la loc într-o bulă de lumină, într-un corp de lumină, dar tot nu a comunicat mai clar ce se întâmplă acolo. Și după aceea am adus această carte și ne uitam de pe vârful muntelui, la munții Buceci și la munții Piatra Craiului și aici sunt descrise bazele sumeriene, bazele, de fapt, ei spun sumeriene, așa au perceput mesajul cei care au scris cartea, dar vă spun că nu sunt sumeriene bazele, ci este o cultură presumeriană mult mai avansată, care are vestigii și a lăsat însemne și în zona Buzăului și în multe locuri din România, pentru că aici a existat o cultură mai avansată care predatează sumerul cu multe, multe mii de ani. Da, deci ale lor sunt bazele, nu ale sumerienilor. În carte o să le găsesc definite ca baze sumeriene. Vreau să corectez asta pentru că știu despre cine vorbim. Da. Dar, oricum, le aveți clar pe hartă, cu vârfurile și cu munții în care ei locuiesc, în interiorul cărora ei locuiesc. Și domnul Lubu se uita foarte bucuros că vedea, efectiv, locurile unde el văzuse acele nave intrând și ieșind. Și acum îi se explica foarte clar care-i treaba cu aceste locuri. De asemenea, tot la carte, trebuie să iau și un exemplar nou, că ăsta e ediția mai veche, aveți o hartă a Bucureștiului care arată, cum ați spus și dumneavoastră, că se creează o punte între București și Dunăre. De ce? Dunărea este ceea ce este, așa cum v-am povestit, dar și Bucureștiul, o să vedeți că aveți în carte multe detalii despre cât de important este el ca bază energetică pentru România și planetă. Și harta aceasta vă definește rețelele energetice ale Bucureștiului și susținerea de griduri, de plase energetice pe care el o are și chiar dacă anumite locuri acum sunt perturbate, totuși Bucureștiul e foarte puternic din punct de vedere energetic și o să aibă, împreună cu Casa Poporului și cu Catedrala Neamului, un rol esențial în energetica planetei. Dar a fost singurul oraș din țară, vă spun, în acest tur, de unde eu am plecat în genunchi. Fetele poate v-au povestit că efectiv abia stăteam în picioare după conferință și a trebuit să mă ducă cineva acasă, că eu nu am putut să mai conduc mașina. Deci a fost singurul loc unde am fost pusă pe chituri și credeți-mă, eu am făcut multe de-a lungul vremii cu orașe și terane și subterane, dar ca acolo entități destructive nu am găsit vreodată undeva. Inclusiv în Glastonbury și Londra și Stonehenge am fost trimisă la un revelion tot așa, spontan, cum a fost și la anfiteatru, stăteam în ziua de 30 și mi s-a zis că trebuie să ajung în Londra. Eu aveam invitații la prieteni în Iași, nu, te duci la Glastonbury. Și am cu chiu cu vai obținut un avion, că nu e foarte mult loc la sărbători, pe vremea aia cel puțin, în 2015 sau așa. Și m-am urcat în avion și m-am dus acolo. Mi-am rezervat o cazare din aeroport, totul pe fugă, că așa primisem dispoziția. Și din avion deja am început să văd
cât de urât era peste zona respectivă. Deci, efectiv, mi se făcea rău. Și am stat 3 zile acolo, m-am dus la toate, pentru că e chakra inimii planetei, la Glastonbury și... era atât de aglomerat și am lucrat acolo mult. Efectiv, erau nave deasupra locurilor care mi-arătau, eram cu un prieten, acela fusese bolnav și el e un păzitor al locului, dar din cauza situației de acolo, pe el l-au pus pe chituci, deci nu se putea ridica din pat. Când eu l-am sunat și am zis că vin la voi, o zis, nu știu dacă pot să vin să te iau, că nu pot să mă dau jos din pat. Până am ajuns, în câteva ore, s-a ridicat și a fost și bun de ducă. Și m-a condus pe la aceste locuri sacre. Și erau efectiv nave care mă ghidau, puneau lumină, fascicule de lumină, pe diverse locuri unde trebuia să ajung. Să zic, eu eram pe dealul ăsta și ei mi-arătau ceva sub deal sau peste 2 dealuri. Și știind că ăsta știe locul, întrebam, acolo ce e? Trebuie să merg acolo, dincolo ce e? Și zice, dar tu cum știi? De unde știi? Că tu abia ai venit. Zic, păi uite, sunt ei care mi arată locurile unde trebuie să ajung. Și într-adevăr, în fiecare loc pe care mi-l punctau, era câte ceva unde ori nu izvor, ori o fântână sacră, ori tot felul. Ei au acolo extrem de multe locuri sacre. Dar după ce am ajuns acasă, a luat 3 săptămâni ca eu să-mi recapit funcțiile corpului fizic complet. Deci am avut niște stări foarte interesante, mă rog, dar pe de altă parte am avut și un reset puternic, pentru că la un dat am fost luată și dusă în inima soarelui și am văzut cum este să fii soarele. Efectiv, starea de ce înseamnă să fii soarele, adică noi nu știm despre soare ceea ce el este. Noi credem că este un corp care radiază și care are căldură și radiază căldură permanent. Și când am fost în acea meditație cu soarele, am văzut că el, căldura de la exterior, o radiază datorită unei fricțiuni foarte puternice a corpurilor care sunt atrase către interior. Practic, în centrul soarelui este ca o gaură neagră, să-i spunem, și chiar după aia am discutat cu oameni de știință despre asta, că nu înțelegeam ce am văzut, care trage în interior cu o forță foarte puternică și cu un frig absolut. Deci e un yin teribil în interiorul soarelui, trage corpurile toate. De aia noi ne îndreptăm spre soare și totul se îndreaptă spre soare. Pentru că e o forță magnetică de atracție incredibilă și trage aceste corpuri spre interior și din fricțiunea aceea, din viteza aceea cu care corpurile se îndreaptă spre centru, rezultă acea căldură la exterior, dar doar la exterior este căldură. Și yang. Iar la interior este yin. De aceea soarele este combinația perfectă între masculin și feminin. Cei care îl văd masculin, văd doar exteriorul. Știți că el e simbolul masculinului suprem în anumite tradiții, dar doar la exterior este acea forță yang, iar la interior este o forță yin. De aceea noi trebuie să învățăm și noi, și asta trece la retreat-ul de relații, fac așa o punte ca să vă dați seama cam ce o să vorbim, despre faptul că cel mai puternic yang sau cel mai puternic masculin se naște în prezența celui mai puternic feminin. Ați prins-o pe asta? Nu? Scrieți-o pe ceva și uitați-vă la ea până o să prindeți ideea, că e o idee foarte importantă pentru cineva de aici sau pentru cineva pe online. Cel mai puternic masculin se naște sau se potențiază, naște sau potențiază, în prezența celei mai puternice energii feminine. Doar așa există maximul de masculin în prezența maximului de feminin. Și invers. Și așa e cu soarele. Mă rog, și după aceea m-am întors din acea meditație și o vreme nu am avut o noțiune a lucrurilor de pe această planetă. Efectiv, nu știam ce înseamnă sete, nu știam ce înseamnă apă, nu știam cum se mișcă mâinile, nu știam la ce folosește corpul, cum să mă dau jos din pat. Stările mele interioare nu aveam o definiție și nu le puteam înțelege pentru că deja conștiința mea trecuse la un nivel cosmic unde aceste stări și aceste lucruri nu există. Și a trebuit să reînvăț pe parcursul a 3 săptămâni ce înseamnă starea umană și cum este să fii om și dacă simți o senzație de uscăciune, înseamnă că aia înseamnă sete, trebuie să te îndrepți spre apă, să iei sticla, să o duci la gură, dacă lichidul ăsta intră în corp, înseamnă că nu mai ai uscăciune. Toate lucrurile astea le învățam ca un copil sau ca o specie nou venită pe planetă, nu știu cum să vă explic, care ia totul de la zero și învață cum. Simțeam că ar fi
momentul să mut corpul de la A la B, dar nu știam cum să mișc mâna sau piciorul să mă dau jos din pat. Care sunt circuitele interioare care trebuie activate ca să faci acea acțiune. Era foarte ciudat și complex totul. În fine, asta a fost după Anglia. A fost și bine, dar a fost și foarte provocator. Mă rog. Și așa e cu civilizațiile astea care sunt în paralel cu noi și care au o activitate foarte intensă în paralel cu activitatea umană și în București și deasupra apelor și în interiorul apelor văd foarte des nave și deasupra munților. Iar deasupra munților, practic la noi e o activitate permanentă. Și azi, aseară deasupra Clujului când veneam, vedeam extraordinar de mari nave, văd trei, mari și o stare de bucurie ca și cum abia așteptau să facem lucrul ăsta aici. Și mi s-a spus așa că în fiecare oraș în care venim, cu această carte activăm niște portaluri de comunicare, punți de comunicare, pentru ca oamenii care sunt pregătiți și doresc să se deschidă pentru a fi ghidați de ființe de lumină și de Dumnezeu, în esență. Deci se deschide o poartă către comuniune divină și comuniune universală. Practic de aceea venim. Că sunt 3 oameni sau 300, pentru mine nu contează absolut deloc, pentru că eu același lucru fac. Înțelegeți? De asta nu a avut nicio importanță pentru mine, că vin sau nu vin oamenii azi și simțeam că nu o să fie foarte mulți din dinamica, s-au înscris sau desînscris, s-au înscris sau desînscris și a baleat așa. Am văzut orașul că e foarte liniște și foarte pustiu, zic, toată lumea este altundeva. Dar tot ne facem treaba și navele care erau deasupra și sunt și acum erau foarte focalizate pe Cluj și abia aștept să văd ce evenimente ori să urmeze aici la voi. Ce aveți pe anul ăsta? Ce aveți aici? Untold? Ce? Wonderland? Ce sunt astea? Am văzut niște chestii. Da? Da, deci voi aveți aici niște evenimente cu descărcare foarte mare de energie, cu foarte mulți oameni adunați la un loc. Și ei acolo sunt prezenți pentru că ei acolo dau informații foarte multă și coduri de lumină și așa mai departe. Și se adună talent pentru că unde e o grupare mare, mă uitam și deasupra mall-urilor. Pe mine azi m-au trimis în Iulius, mall. M-au luat de odihnită, de parcă nu condusesem nu știu câți kilometri. A fost o chestie absolut ciudată, m-am plictisit să merg pe jos prin frig, am mers vreo oră jumate pe jos și m-am învârtit așa pentru a crea niște griduri în jurul orașului și la un moment dat am zis iau un Uber, că vreau să ajung repede acasă, să nu mai stau în frig. Mașina mea era acasă și am luat un Uber și adresa pe care i-am spus-o, mie mi s-a părut că e foarte bună, dar după o vreme mi-am dat seama că mergem prea departe de locul unde știam eu că stau și zic că, da, ce adresă aveți acolo? Păi strada Crișului numărul nu știu cât. Și când mă uit, la mine nu era Crișului, era altceva. Și tocmai îmi spunea că zice, da, dumneavoastră stați foarte aproape de mall, de Iulius, zice, vă duc la Iulius, vreau să iau ceva. Zice, vă duc la Iulius și de acolo aveți 2 pași până la adresă. Și zic, păi, da, zic, eu nu stau acolo, dar zic, haideți, duceți-mă la Iulius, că zic, știu că din cauza asta am făcut eroarea asta, că mi se spusese de cu seara să merg la Iulius și eu nu eram foarte grăbită să mă duc într-un mall aglomerat. Și m-au dus cu forța, să zic așa, prin virtutea evenimentelor m-au dus în Iulius, pentru că și deasupra lui Iulius, și la Iași, și la Cluj, sunt nave care stau și trimit coduri de lumină și odată stăteam la Iași și l-așteptam pe fratele meu, că locuiam amândoi în Iași atunci. El era student la medicină, eu eram studentă sau predam spiritualitate, de fapt. Și stăteam pe o bancă lângă mall și de câteva zile sau săptămâni tot vedeam o meditație deasupra mea ca o platformă foarte mare, cu luminițe așa. Și nu înțelegeam ce e aia, nu mai văzusem niciodată. Dar o vedeam și acasă la mine și pe unde mergeam prin oraș. Dacă închideam ochii, vedeam că am o platformă imensă cu luminițe așa. Ca un tavan, să zic, cu luminițe. Și cum stăteam atunci pe bancă la mall, am văzut-o și mai prezentă și mai aproape. Parcă era așa ca tavanul de aici. Zic, păi ce-o fi asta? Și zic, bun, mă duc energetic prin ea ca să văd ce e deasupra ei. Și când am trecut prin, de fapt am trecut prin partea de jos, prin podeaua, să zic, a unei nave
Și cum am trecut în interior, s-a schimbat, ce aspect aveam eu în astral, s-a schimbat în complet auriu. Aveam un corp complet auriu, așa cum sunt în, plan, în alte planuri, și ei, cei de pe nava respectivă, erau toți în corpuri de lumină albe. Și când m-au văzut acolo, bucurie mare, ei de fapt mă tot chemau să mă duc, pentru că este ca o vizită de... Era ca o vizită de lucru în care raportau ce au mai făcut și ce se mai întâmplă. Ei erau o stație de supervizare și aveau niște ecrane imense. De pe fiecare ecran se putea monitoriza și schimba activitatea de pe câte o planetă. Planete care au viață, nu planete nelocuite. Și mi-arătau Terra și alte planete și că de pe ecranul de la pupitrul respectiv poți schimba realitatea. Deci, că și la noi, dacă nu erau ei, ne distrugeam planeta de mult. Cum a apăsat ăla pe buton la Hiroshima, mai apăsau pe câteva butoane și era totul Atlantida reloaded. Ei sunt cei care deconstruiesc aceste realități distructive ale noastre. Și dintotdeauna au făcut așa și am mai văzut, deci am văzut asta odată pe nava respectivă, mi-a arătat, uite, noi asta facem, cu asta ne ocupăm. Și acum au confirmat și în această carte, că ei stau cu ochii pe noi și ne ajută de nu știu când, pentru că altfel ne duceam de mult prăvale. Dar mi-au arătat că și deasupra Sfinxului, în jurul zonei Sfinxului, la fel, există foarte multe nave, pe vremea anilor 2014-2015-2016, existau niște pericole de război și majoritatea clarvăzătorilor spuneau că o să fie că este un război imminent și că o să se întâmple și că nu există cale de întoarcere. Și eu spuneam, eu nu simt că e așa. Și pe vremea aia eram mai la început și ăștia aveau atitudine de genul, băi, dar cine ești tu, băi, țâcă? Știi? Adică, hai băi, lasă-ne cu predicțiile tale din biberon, știi? Ai început și tu să vezi două chestii și deja crezi că știi ce este pe planeta asta. Dar după aceea am fost, și nu aveam un argument, puteam să le spun de ce eu cred că nu e așa. Măi, nu, eu simt că nu e așa, mie-mi vine că nu e așa. Și când m-am dus odată la Sfinx, m-au băgat într-o meditație profundă, prietenii noștri de deasupra, și mi-au arătat că sunt foarte multe nave acolo, care monitorizează practic situația din toată zona României. Cam acolo e unul din panourile de control. Și există, iau un sistem de fascicule de lumină, așa cum am văzut și la Glastonbury, pe care efectiv îl trimit prin planul energetic și mental, până, până la planul fizic și spală din planul mental tot ce este neconform cu armonia. De exemplu, planurile de război, știi? Vedeam în plan astral cum unii au făcut niște construcții mentale, unde erau tancuri, armate, tot felul de așa, care arătau destul de veridice și înțelegeam de ce se ceartă clarvăzătorii cu mine, că dacă te uitai din poziția aia, chiar așa le vedeai, că sunt și există. Dar în același timp, deasupra acelui plan, era unul mai înalt, în care ăștia veneau și dădeau cu, cum dai pe tablă, cu burete și ștergi, da? Sau cu mopul. Ștergeau tot ce exista și nu a fost. Uite-te, suntem 10 ani mai târziu și nu s-a întâmplat, tocmai pentru că se șterge cu buretele în continuare, masiv. Da? Pentru că aici trebuie să fie pace, lumină, armonie și o să vedeți în carte de ce și cum este, într-adevăr, ținutul ăsta foarte protejat și susținut. Cam așa e povestea de seară. Dacă vreți să mai completăm, să mai întrebați cu ceva, să mai v-au venit voi idei pe parcurs ce am vorbit, puteți să spuneți și ia să vedem ce face lumea pe online, Mihaela, no. Este ceva ce v-a venit în minte când eu vorbeam și care ați vrea voi să completați sau să spuneți? Ce partea aceasta cu România și ajută, pentru că foarte mulți au lucrat în ultimii ani și pe ridicarea vibrației România și mai ales protecție pus pe România cu războiul în Ucraina. Da. E adevărat că și oamenii din planul fizic au lucrat foarte mult și nici mie nu mi s-a permis să ies foarte mult din țară în perioada asta. Eu eram la 3 zile în alt avion și într-un alt oraș în lume. Tot timpul plecam, tot timpul lăsam bagajul, luam alt bagaj, spălam rufele, luam alte haine, eram iar trimisă undeva. Ei, de când a început chestia asta, nu prea m-am mișcat de aici. Cel puțin 2023, o singură sau două ieșiri am avut.
două ieșiri, vă spun, din toate miile care le făceam înainte. Deci, într-adevăr, au fost piloni de susținere și în plan uman, care au lucrat foarte intens și inclusiv acum asta este un lucru care e important. Dar suntem și asta vreau să vă repet și vouă, că am spus și aseară și peste tot. În 11-a la meditație a venit acest mesaj că dacă 10 persoane cer ajutor din plan fizic, care sunt cât de cât treziți, primim ajutor să scăpăm de problemele de pe zona asta complet și de pe planetă. Și ajutați de ei, nu singuri și chinuială, așa, ca cum a fost până acum, noi pe planetă ne chinuim, punem protecții, punem nu știu ce, și vin alții și stuflesc de tamai gunoi în mijlocul casei. Că noi făceam asta și aveam destul de suferit. Acum li s-a zis, nu vă mai chinuiți singuri, suntem aici să vă ajutăm, 10 cereți, ștampilăm și validăm, da. Da. Conectarea cu arcturienii, Arcturus, Arcturus. Da, arcturienii. Încercam să... Pentru că îmi venea Andromeda foarte mult pe partea asta. Arcturienii, păi eu am o prietenă care este încarnată, arcturian, gen pe jet, și ea este în plan fizic și o echipă de alți 5 sunt în planeterii. Sunt foarte iubitori și avansați. Fain. De obicei. Adică, din experiența mea cu ea spun asta. Și mai pot să spun că sunt una dintre civilizațiile, Jasmuhin mai spunea asta, dacă o cunoașteți, una dintre civilizațiile care se ocupă foarte mult de upgradare și vindecare. Dacă le ceri ajutorul, ești într-un, ce știu eu, depresie, noapte neagră a sufletului, moment greu, nu știu ce, și nu reușești să-ți calibrezi energia, bine, eu cer ajutorul lui Dumnezeu, că de acolo El trimite pe cine știe El. Așa a funcționat în ultimii ani. Am văzut că fiecare vine cu programul lui, arcturienii, pleiadienii, siriusienii, vin fiecare cu, și cu dotările și tehnologiile lor, sau talentele lor, dar și cu limitările specifice nivelului lor de conștiință, pentru că orice conștiință e limitată până la nivel de conștiință universală. Adică doar conștiința universală sau mintea universală sau divinitatea supremă este nelimitată într-adevăr. Restul sunt și ei învățăcei. Adică să nu ne facem iluzii că în cartea asta sau în orice altceva care vine de la o civilizație sau alta sau de la un sfânt sau un maestru, există nelimitare. Nu, nelimitare există doar în divinitatea supremă. În creatorul care a creat toată creația, inclusiv pe ei, inclusiv pe noi, inclusiv tot ceea ce este, și eu cu aia mă conectez. Că acolo îmi place mie, că acolo este lumina cea mai lumină și înălțarea cea mai înaltă. Dar, ce ziceam, arturienii au aptitudini specifice. Azi mi s-a zis că pleiadienii vor să lucreze mai mult cu noi și toată ziua în oraș vedeam Tabita. Tabita, Tabita e una din planetele sau așa, locațiile de unde vin pleiadienii. Și tot primeam mesajul ăsta, așa cum acum câteva zile erau cei din Orion care se conectau și vedeam foarte des Orion. Da, toți au aptitudini fantastice, arturienii sunt foarte mult pe vindecare și creșterea vibrației, focalizați și cu asta putem să cerem să ne ajute, dar la fel, dacă îi cer lui Dumnezeu, el poate să-ți trimită arturienii, îngeri, siriusieni, ce-ți trebuie ție? El are flotă completă de toate echipele astea și, cum am zis, dacă sunt 49 de civilizații pe România, vă dați seama, atunci în 94, acum sunt mult mai multe, iar primesc, iar mă corectează, nu mai suntem 49, suntem peste 59 de mult. Sunt mulți care se ocupă de noi acum, sau cu care colaborăm, că na, ne ocupăm unii de alții. Și ei învață de la noi. Să nu ne facem iluzia că suntem subevoluați. Spre exemplu, în anumite specii nu există emoții, nu există trăiri intense. Și nu au polaritate, adică nu mai există bine și rău. Există doar lumină, iubire, happy, happy, shiny, shiny. Ei spun că acolo e greu să mai evoluezi la nivelul următor, pentru că e ca atunci când ți-e cald tot timpul și ești tot timpul în puf, nu? Ei, ei spun că pe planeta noastră e adevărata măiestrie, dacă reușești într-adevăr să rămâi în compasiune și iubire în tot shit-ul care este aici, mă scuzați, dar chiar este foarte multă dificultate, multe provocări, dacă reușești să rămâi într-o stare înaltă sau
bun, pot să baliez, dar măcar să o menții, deci per total din 30 de zile, să zic că ai o sumă bucurătoare acolo. Acolo e adevărata măestrie și evoluție și că, de fapt, mulți dintre ei sunt trimiși aici, sau mulți dintre noi sunt trimiși aici, de fapt, pentru a accede la nivelul următor de conștiință. Dacă ai reușit să rămâi în iubire, în compasiune, în înțelegere și armonie în dificultățile de aici, abia atunci faci saltul peste ce nivel de conștiință sunt ei, adică next level. Și ei învață, ei iau notițe, mai trimit pe câte unul ca unii dintre noi și ăla se chinuie pe aici și depășește tot felul de obstacole și ia puncte la joc ca la videogame și ei de acolo spun, a, bravo, wow, ce bine ai făcut. Mie îmi spuneau săptămâni, luna trecută, luna decembrie, wow, ai făcut o experiență extraordinară, te felicităm pentru anturanță, rezistență și eu ziceam, ia veniți mă voi în coada astea șmecheri și încarnați-vă voi aici și faceți voi provocările astea și nu mai luați notițe de acolo din puf, da? Treceți aici în corp fizic să vedeți care e treaba. Și efectiv, pentru că trecusem prin ceva foarte dificil tot anul și parcă nu se mai termina și îi vedeam pe ei acolo că tot bifează divers. Și zic, băi, da, hai că mai veniți și alții, că m-am plictisit. În fine, da, deci așa cu arcturienii și alte civilizații. Ei ajută mult și Andromeda ajută mult, Sirius ajută mult, Orion. Pleiadienii se conectează mult cu mulți dintre pământeni, dar la Pleiadieni, cu tot respectul, că ne dau multe tehnici frumoase acum, ei au avut și multă experiență de război și conflict. Și personal nu sunt cea mai mare fan a vibrației respective, pentru că e încă mixată cu mixuri de... Au învățat, cred, ce și ei au trecut printr-un salt evolutiv major, pentru că au ieșit din conflict și au intrat în iubire, dar nu s-au șters toate amprentele alea conflictuale puternice care au existat pe civilizația lor. Și, mă rog, de aici, din plan uman, să zicem că mă ajută, dar la nivel galactic, când îmi cresc conștiința, văd că, băi, nu e cea mai avansată vibrație cu care te poți conecta. Să mă scuze, fanii pleiadienilor care ne urmăresc. Nu, mă rog. Și pleiadienii, apropo. Că și ei au vrut azi să se conecteze cu noi și multe din experiențele pe care noi le facem aici în plan fizic atunci când evoluăm contribuie de fapt și la evoluția lor ca specie a ființelor intergalactice. Deci nu ne ajută doar pentru că ne ajută ei pe noi, dar și pentru că și ei sunt ajutați de experiențele noastre. Și trebuie să fim conștienți cu smerenie că este un schimb reciproc avantajos. Și eu tot timpul am văzut așa, n-am fost niciodată într-o umilință, într-o smerenie, ci am fost chiar uneori chiar și în revoltă. Bă, da, ia mai treceți și voi în coadă, că tot știți atâtea. Știu că este greu pentru ei sau nu este momentul să se arate așa cum ne arătăm noi unii altora. Adică pentru unii pot să îi perceapă și să comunce cu ei, iar alții s-ar speria foarte tare sau suntem și educați acum de mass media și de guverne să ne fie frică și să ne apărăm. Atenție pe 22 a fost când am avut lansarea, 22 decembrie, a fost una dintre cele mai mari, cel mai mare boom de dezvăluit la nivel planetar. Guvernele au ieșit din dulap cu informațiile pe care le aveau clasificate, le-au pus la dispoziția oamenilor și nu știu ce și pe o parte ne-am bucurat că uite, avem susținere la modul real cu documente științifice și atestate. Dar partea de umbră a acestei situații este că pe măsură ce eliberează această informație vor să construiască, să ia bani de la oameni și să construiască griduri de teamă și de alte emoții negative care să justifice o protecție militară, anumite acțiuni de violență. Deci nu e cu fundă roșie cadoul ăsta, da? Trebuie să fim atenți ce se transmite în paralel cu informația asta declasificată, dar noi ne bucurăm că există informație declasificată care atestă că într-adevăr nu suntem nebuni, există alte ființe din alte specii care ne... Chiar, care dintre voi credeți că există ființe din alte specii, într-adevăr? Convinsă, da. Asta. Când am ascultat prima oară,
lansare, da? Atunci ceva în altul a zis că da, trebuie să să intru ceva, este un mesaj al vostru. Da, da. Da, înseamnă că pentru voi ceea ce ați spus azi este extrem de extrem. Adică se duce dincolo de limitele percepției de până acum, dar se pare că la un anumit nivel erați pregătiți pentru informația asta, pentru altfel nu ar fi ieșit din gura asta aceste lucruri. Probabil că se va stabiliza în timp sau veți spune, băi, ce își pune bun, aia am trebuit 3 ore acolo și ce povești mi-a spus, nu mi-e să cred că m-am dus. Mă simt norodată și așa, și așa. Nu contează. E bine că ați venit, că pe, de-a lungul vieților, ori în asta, ori în celelalte, sigur veți avea o experiență care să ateste că ați venit pentru ceva și ați avut de primit ceva. No. Dacă nu mai sunt completări, aș propune să trecem și la partea de meditație și partea de energetică. Acolo lucrăm mai în profunzime și acolo putem primi și mesaje directe. Adică, în mod concret, vedem cu cine ne conectăm și ce primim. Fie mesaje, fie vindecare, fie orice altceva. Poate să fie, inclusiv domnul Robu povestea că inclusiv și eu vă pot spune câteva povești, în care dacă a avut o problemă pe corpul fizic, la dumnealui a fost un genunchi care s-a destabilizat din cauza că a dat cu piciorul în gheață și așa, au venit și i-au câteva săptămâni n-a putut păși normal și a avut dureri, după care într-o noapte au venit și i-au făcut efectiv o chirurgie în zonă, că era necesar să se ducă la chirurgii noștri al minter și nu vroia, tot călca acolo șui, și i-au făcut efectiv o chirurgie în zonă, au simțit o temperatură extremă și așa foarte mult căldură și transpirați și nu știu ce și s-au trezit cu genunchiul vindecat complet a doua zi. Deci și-a dat seama că alerga pe coastă și zice, păi, dar eu de fapt cum alerg? Cum reușesc să alerg? Până azi abia călcam. Și mie mi s-a întâmplat de-a lungul vremii în diverse zone ale corpului, la fel să simt recalibrări foarte puternice. Și uneori, în mod intenționat, mai pun un program de ăsta energetic în care cer să mi se facă anumite restructurări, pentru că în planul energetic se poate întâmpla să cooptăm tot felul de energii, indiferent că lumea își pune 1000 de protecții și crede că nu pot fi atins de nimic. Și eu credeam la fel, până am început să lucrez mai profund cu lucruri care nu le-au plăcut unora sau altora, știi? Și am zis că, băi, dacă tot te mai atinge ceva, înseamnă că nu ai cea mai înaltă vibrație. Așa era teoria mea. Și că mai ai de muncit, că nu ești la cea mai înaltă vibrație. După care mi s-a dat să citesc o carte care mi-a băgat mințile în cap. Era un channeling primit despre bunica lui Isus, Ana. Și viețile lor, a Iisus, a Mariei Magdalena, Fecioarei Maria, și asta era mama Fecioarei Maria care vorbea în cartea respectivă, iar ea avusese, deci ea avea o capacitate, și aici se leagă cu ce scrie în carte, pentru că în carte se vorbește despre longevitate și nemurire, da? Nemurire în sensul de a-ți menține corpul cât mai tânăr și mai sănătos, cât mai mult timp. Nu înseamnă că trebuie să rămâi aici pe veci, pentru că poți să te plictisești totuși de o planetă. Adică oricât ar fi de drăguță, după 1000 de ani, după 2000 de ani, după o vreme, e ca și cum ai juca același joc video la nesfârșit. Oamenii nu se schimbă foarte mult, tehnologiile se schimbă, dar la nivelul nostru, că avem eu ani de timp, nu este nimic uimitor, deci pe mine nu mă încântă așa mult și unde s-a ajuns pe planeta asta, când eu știu ce e posibil în alte zone, adică, serios, mai avem... Și atunci te plictisești, dar să zicem că poți să păstrezi corpul într-o stare cât mai bună și cât mai înaltă, pentru a învăța tot să te mai întorci, să mai pleci, să te mai întorci, pleci, să te întorci toată ziua ca să te naști iar bebeluș și să uiți tot. Ei spuneau că e necesar să te întorci, să trăiești aici pe planetă, aseară cineva a citit, câteva mii de ani bune. Nu mai rețin exact cifra, ca să atingi nivelurile de evoluție necesare. Ei, vă dați seama, am calculat noi 480 de încarnări sau nu știu cât erau, într-o medie de vârstă de 70-80 de ani. Ei, mai bine îți păstrezi corpul cât mai mult tânăr și sănătos într-o încarnare și înveți cât mai mult sau depășești cât mai multe etape acolo,
ca să diminuezi sau chiar să scurtezi numărul de încarnări, pentru că n-ai niciun rost să te reîntorci și să o iei, este penibil, aș spune, să o iei de la capăt de fiecare dată și atâta de important e corpul uman din punctul ăsta de vedere, ca să-l ții în stare cât mai bună și să-l duci la capăt pentru a absolvi, știi? Ei vorbesc despre asta aici, dar în cartea asta cu Ana, Vocea Magdalenelor și Ana, bunica lui Iisus, povesteau că, practic, esenienii, adică civilizația din care provine Iisus și Fecioara Maria, aveau aceste metode prin care puteau să-și mențină corpul tânăr și sănătos. Și de aceea și el a avut ritualul de trecere, care se cheamă crucificarea, dar nu a murit, nu s-a chinuit, nu este cum am considerat oamenii, ci a fost un ritual de trecere în care practic și-a depășit durerea sau limitările corpului fizic, după care a intrat în corp de lumină și se povestește că Maria Magdalena l-a văzut și el a spus nu mă atinge încă nu mi-am transformat corpul. Aia însemna că era un proces de tranziție. Toate civilizațiile avansate au aceste sisteme. El provine dintr-o civilizație avansată și noi și știa ce are de făcut. Ei, în cartea respectivă se explică aceste ritualuri și aceste metode și faptul că aveau anumite practici în piramide, anumite practici în alte zone ale planetei, unde efectiv acolo era ajutat să-ți upgradezi corpul. Sarcofagul, care este considerat sarcofag, dar nu este deloc asta, din piramida de la Giza, de Marea Piramidă, este de fapt un loc unde exista un device energetic cu care puteai să-ți upgradezi corpul fizic. Și el a stat în spațiul respectiv atât de mult timp încât a lăsat o energie specifică, încât oricine care stă în locul ăla, și eu am intrat de mai multe ori acolo, de aia știu ce vă spun, din Camera Regilor, din King's Chamber, din piramidă, acolo îți upgradezi foarte mult sistemul energetic și te vindeci, și pentru că a rămas acel câmp de energie foarte puternic. Și acolo ei, esenienii, aveau anumite inițieri unde se duceau și stăteau mulți la rând și în camera aia și sub piramidă și existau anumite upgrade-uri ale corpului lor. De aceea Ana, bunica lui Iisus, avea deja vârsta de 600 de ani. Deci a trăit mult, mult, mult. Și vă dați seama că dacă noi ne credem deștepți și pe bătrânii credem înțelepți la 70, 80, 90 de ani, credem că au atins un nivel de înțelepciune, mie nu mi se pare la fel, din cauza că am percepția puțin diferită, la 800 de ani pe planetă, deja când ai avut atâtea teste, atâtea experiențe, atâtea trăiri, atâtea lucruri, cam care e nivelul tău de conștiință și de energie? Mai ales că faci parte dintr-o familie conștientă care practică concepția imaculată și a adus pe lume ființe ca Ana și Maria Magdalena, Maria Fecioara, Maria și Iisus. Deci, la ei asta era situația. Și cu toate astea, la vârsta de 600 de ani, bunica lui Iisus a fost atacată și o săgeată i-a intrat aici și i-a creat o mare problemă, care aproape că a ucis-o. De-aia spun, la orice nivel de conștiință și oriunde ai fi, există provocările aferente. Nu este ceva unde ești complet ferit de orice... Da, pe planeta asta, pentru că încă există dualitate. Încă există... Câtă vreme se joacă joaca binelui și răului și tu ești în joaca respectivă, chiar dacă în conștiința ta tu ești conștient că ești deasupra ei, dar corpul fizic poate fi supus unor teste. Și de asta e bine tot timpul să ne facem upgrade-uri. Că de aici pornisem, apropo de arturieni și recalibrări și operații pe care le fac, periodic eu cer să... îmi facă o restructurare, să scoată eventuale implanturi energetice, eventuale amprente de prin alte zone astrale de pe unde am fost sau chiar și de aici, pentru că și aici este un joc video destul de urât, unde spuse tot felul de griduri pe orașe, tot felul de programe, tot felul de amprente și nu mulți reușesc să rămână sănătoși chiar plimbându-se pe străzi, nu neapărat făcând mare lucru, da. Ci le cer să facă operațiile astea și să recalibreze sistemul meu și sunt foarte eficienți. Deci îi văd cum scot, efectiv, chestii de prin locuri unde nici nu știam că sunt, da. E bine să avem practica asta și să o avem periodic, așa cum și esenienii periodic treceau prin rituri de astea de recalibrare, pentru că
Aici legea este că celulele sunt supuse decăderii și morții și ăsta e programul colectiv, iar dacă vrei să te ridici deasupra programului colectiv și să stai în tinerețe și sănătate, trebuie să faci un pic de treabă și tu, adică nu e doar că ai cerut și... Da, ai cerut și primești, dar câteodată sunt niște pași specifici care trebuie făcuți. Na, și cam despre asta este lucrul de astăzi pe care o să-l facem acum. Rămâneți? Cei de online ziceți da și vă includem, dacă vreți. Elena, Petrică, cine mai sunteți aici, Iulia, durează puțin, să știți. Nu este un timp mult. Suntem rapizi și eficienți, dar dacă sunteți online, vă trimitem un link pentru a participa. Spuneți da în comentarii, faceți donațiile după. Ok, vă invit să vă relaxați, să vă așezați cât mai